Când voi fi mare, aș vrea să mă fac designer vestimentar. Sunt foarte fericită. Alexei îi place foarte mult să deseneze, iar de când a câștigat acest premiu, mi-a spus că vrea să devină designer vestimentar, pictoriță sau învățătoare. În anul 2015 a început colaborarea dintre Crucea Roșie Română și Colgate. De atunci, anual, 200.000 de elevi din clasele primare au învățat de la voluntarii Crucii Roșii cum să aibă grijă de sănătatea lor orală și au primit produse pentru igienă de la compania Colgate. Este deci un parteneriat de lungă durată, ghidat de valori comune, pe care dorim să-l continuăm. Copiii sunt creativi, iar informațiile despre îngrijirea cavității orale au fost transpuse în adevărate opere de artă în cadrul programului școlar Colgate. Este bine ca cei mici să învețe în școală cât mai devreme cum să aibă grijă de dințișorii lor, pentru că această preocupare le asigură o bună stare de sănătate și astfel mai multe șanse la un viitor de succes. Îmi place foarte mult să desenez și să mă spăl pe dinți. Împreună avem grijă ca în fiecare dimineață și seară să ne spălăm pe dințișori. Consider că e datoria mea ca părinte să mă implic și să le transmit copiilor mei obiceiuri sănătoase. Reprezintă o mare bucurie pentru noi, echipa Crucii Roșii Bacău, faptul că un desen din județ a fost premiat și selectat pentru a fi inclus în calendarul Colgate My Bright Smile. O felicităm pe Alexia, unul dintre cei 12 copii câștigători la nivel mondial și primul câștigător din Bacău. Suntem foarte mândri de realizarea ei. Îmi amintesc desenul Alexiei și țin minte că mi-a făcut o impresie puternică de când l-am văzut prima dată. Suntem mândri de premiul câștigat de eleva noastră și dorim să continuăm lecțiile de educație pentru sănătate și în viitor, alături de Colgate și de Crucea Roșie. Toți copiii care participă anual la programul școlar Colgate sunt de fapt câștigători pentru că învață să se spele corect pe dinți. Acesta este obiectivul nostru final, iar un factor deosebit de important rămâne implicarea activă a părinților în deprinderea obiceiurilor sănătoase în igiena orală.